domnule Zamțirescu, firma Zamțirescu Racoții and Partners a printat anul acesta în directoarele internaționale care monitorizează activitatea avocaților în practica de dispute resolution. Și trebuie să amintesc aici că dumneavoastră ați intrat în 2018 în categoria Eminent Practitioners, iar domnul Cosmin Vasile a urcat în Tier 1. Ne puteți spune cum s-a întâmplat asta? Dacă ați avut mai multe proiecte, dacă ați lucrat mai mult, dacă ați lucrat mai bine, dacă ați lucrat mai mult și mai bine, astfel încât clienții și competitorii v-au vorbit, v-au pus într-o lumină mai bună? În mare măsură ați dat dumneavoastră răspunsul. Ceea ce e de menționat pentru început e că în aceste anuare internaționale noi figurăm de peste 15 ani. Și de cel puțin 10, cred, în categoria 1, în ceea ce privește litigiile, arbitrajele, iar mai de curând de vreo 7-8 ani și insolvența. Sigur, și anuarele și-au importantul rol, dar informațiile ei și le strâng pe anul în curs. Și atunci e firesc de la un an la altul să apară modificări sau să nu apară nicio modificare, deși în realitate ele s-au petrecut. Ce s-a întâmplat? În perioada 2017 și acum început de 2018 s-au finalizat o serie întreagă de procese importante, în principal arbitraje, care au putut fi și publicitate pentru că sunt cunoscute. Trebuie să precizez de la început că e un merit în plus. Sunt singurele litigi în care avem statul ca și client. E bine, aceste arbitraje care, repet, sunt publice, informațiile se cunosc, deci pot fi publicitate la rândul lor, au fost cele cu EON, cu ENEL și cu Chevron, care împreună, toate trei, au dus la un câștig la bugetul statului de peste 1,5 miliarde de euro. Evident că, finalizându-se toate trei în același an și putând fi și publicitate, au avut un important impact. Mai mult, și asta o să fie pe 2018, sper, tot anul trecut am finalizat, în sensul că s-au pus concluziile finale la care am participat, și un IXID în care tot statul român este client, unde valoarea depășește și a 1,5 miliarde de euro, și unde din iulie anul trecut, dacă nu mă înșel, așteptăm pronunțarea, care sigur că anul ăsta va apărea. Iată, deci, o parte din explicații. Pe de altă parte, e nedrept pentru multe firme de avocatură, inclusiv pentru noi, faptul că niciodată clienții privați nu sunt tentați să-și publiciteze litigiile, chiar dacă le-au câștigat. Iată de ce cele 15-20 de arbitraje pe care le-am finalizat pentru clienți privați importanți, care au nume de rezonanță, dar nu pot fi pronunțate, nu apar în evidența acestor anuare și deci nu pot fi luate în considerare. Ce e important în acest an nu e atât calificativ pe care l-am primit eu și pe care l-au primit toți, să spunem în ghilimele, elefanții litigatori din România. E și el o invenție, ca și dacă se zizați, luați cabinetul de avocat, veți vedea că sunt stagiari, juniori, sunt seniori, sunt managing, sunt associate, managing associate. La un moment dat trebuie să creezi grade ca în armată, pentru că trebuie să diferențiezi pe cei cu care lucrezi. Așa și aici. Important este faptul că, în fine, în mod meritat, dar foarte târziu, Cosmin Vasile a ajuns să fie catalogat în categoria Tier 1 a avocaților de litigi și de arbitraj, aș adăuga eu, și nu departe de el mai avem cel puțin încă 2 reprezentanți care ar fi în măsură să apară la un nivel superior și mă refer în principal la Alina Tugiaru, care a apărut în acest an în Tier 5. Sigur, e un început destul de întârziat, dar e o recunoaștere care trebuie și ea în același timp subliniată. Ați vorbit puțin despre activitatea de anul trecut, am spus că au existat mai multe arbitraje câștigate. Haideți să vorbim mai mult despre activitate și să vedem și care au fost, eu știu, segmentele locomotivă. Arbitrajele au fost pentru anul 2017 segment locomotivă pentru dispute resolution. Haideți să vă fac întâi o oglindă cât de fidelă, dar foarte rezumativă, a ceea ce înseamnă activitatea de litigi în firma noastră, în departamentul nostru de litigi, unde funcționează acum aproape 40 de avocați. Deci, în fiecare zi de joi avem o ședință cu toți litigatorii și ne repartizăm dosarele de în săptămâna următoare. Ele sunt în jur de 12-15 cauze pe zi, Când mă refer la cauză pe zi, mă refer la cauza în care reprezintă un avocat care la rândul lui poate avea 5, 60 sau 15 litigii identice pentru același client, dar cu dosare diferite. Ceea ce depășește 60 de cauze pe săptămână, ceea ce depășește 3.000 de, cel puțin, termene pe an. Aceste litigii sunt duse de acești aproape 40 de avocați și ele se compun, sigur, din litigii de mare importanță valorică, care nu întotdeauna sunt și de mare dificultate juridică, sunt dosare de mică importanță din punct de vedere ale valorii, dar care sunt de o complexitate extraordinară în materie de drept. Iată contencioasele administrative sau procesul de proprietate industrială, în care eu mă prezint, și cu asta anticipez probabil că întrebarea care e la ora actuală implicarea mea, da? Și care sunt poate mai dificile decât multe din cele de rezonanță. Vă pot spune așa, de regulă gestionăm proiecte de litigi, și aici mă refer la 100, 200, 300 de litigi cu același client. Anul trecut, și asta e principala mea preocupare în acest moment, în care sunt implicat direct, gestionăm un proiect cu peste 700 de litigi, care se vor transforma cu siguranță în 1400, pentru că vor ajunge în faza apelului, poate chiar în acest an. Ceea ce reprezintă și un volum de muncă enorm, dar nu numai orizontal. Gândiți-vă să asiguri asistența și prezența în instanță la 700 de litigii, cât și pe vertical, adică și pe problemele de drept pe care le-au ridicat, pentru că sunt litigii care au urmat unor alte litigii în care n-am fost prezent și care n-au fost toate fericit soluționate. Asta este o adevărată provocare. Aici lucrez cu un grup de, să spun sincer, 8 real, dar sunt arundați 10 avocați care mai mult sau mai puțin se implică în acest proiect, sigur că nu se implică exclusiv decât 2 dintre ei alături de mine, dar reprezintă într-adevăr o provocare, mai ales că nici nu se desfășoară în București. Și în aceste litigii dumneavoastră vă implicați direct, adică faceți strategia? Sigur, m-am prezentat la termene, mă voi prezenta în continuare. Sigur, fiecare gen de litigiu are un specific, e bine ca la începutul litigiului să mă reprezentăm, nu numai eu, și alții avocați mai experimentați care pot să canalizeze partea de drept și de probatoriu spre direcția pe care le dorim. În același timp, sunt extrem de multe dosare care implică multă muncă de documentare. Nu e o noutate că în România dreptul pozitiv trebuie întâi aflat. E aproape o experiență foarte dificilă să reușești, luând o lege care a fost redictată, zicem, în urmă cu 7-8 ani, să vezi câte modificări au intervenit. Nu mai vorbesc de ordonanțele de urgență sau ordonanțele simple, care sunt la rândul lor modificate prin legea de aprobare și așa mai departe, încât dificultatea este să găsești de materii. Asta presupune, și e bine, pentru că tinerii avocați care vin aici și umplu din timpul liber cu această muncă de documentare, care îi ajută extraordinar de mult. Sigur, acum există și căutări online și așa mai departe, ce e mult mai simplu să te documentezi. Ne puteți da câteva exemple punctuale în care poate să nu numim clientul, dar măcar industria sau speța? În principal, spețele importante vin din lumea bancară, asigurări, corporații, nu neapărat internaționale, sigur că și internaționale, dar și naționale de mare anvergură, în domenii care sunt în principal de drept comercial, proprietatea intelectuală și contencios administrativ. Fac o rezumare într-un fel nedreaptă, dar cam aici vreau să mă cantonez ca discuție. Și banking, pharma, insurance, corporate, foarte multe, pentru că viața unei societăți comerciale implică de multe ori asistență juridică și o parte din ea nu poate fi păstrată in-house, deci trebuie externalizată. Alături de câteva, să zicem, domenii care se nasc, cum ar fi dreptul sportiv, interesant. Sigur, litigiile de muncă și dreptul familiei au devenit importante. În urmă cu 5 ani, am avut inițiativa de a crea un mini-departament de drept penal la solicitarea principalilor clienți corporativi, care au nevoie de uneori și de astfel de sfaturi. Externalizam, în final am socotit, dat fiind că am avut o practică de peste 25 de ani în care am făcut penal, pe care sigur că am redus-o și acum practic, o spune cu părere de rău că în parte am și abandonat-o. am creat acest departament și un alt rol, în afară de proiectele mari pe care le coordonez, pe care mi-l asum, este și de a face interfața între litigatorii de comercial și litigatorii de penal, pentru că marea majoritate a dosarelor penale au implicații puternice economice. O altă preocupare este, dacă vreți, nu coordonarea, care ar fi mult spus, ci sfătuirea tinerilor colegi care, punctual, pe spețele pe care le au, pe cauzele pe care urmează să le înceapă sau pe care urmează să le continue sau pe care le inițiază, simt nevoia unei orientări și atunci avem cu toate discuții pe această temă, văzând, cel puțin în ultima vreme, o mare inventivitate în ceea ce îi privește, adică m-au surprins cu soluții extrem de inteligente, nu ingenioase în sensul de arhitecturii ciudate, ci limpezi, clare, ceea ce înseamnă că speranța că tinerii care vin din urmă sunt de calitate ca și formare teoretică, șansa asta se păstrează în continuare. Sunteți mentor pentru, eu știu, e mult spus, pentru că, sigur, fiecare e într-o echipă. Și în ceea ce vorbește pe mine, în litigiile pe care le pregătesc exclusiv, eu, în general, n-am nevoie decât de documentarist. Am rămas pe sistemul vechi, în sensul că dacă le stăpânesc de la început, le crezi, le da și după aia, sigur, am pe lângă mine colegi mai tineri sau mai puțin tineri, mai experimentați sau nu, care mă ajută pe parcursul derulării lui, dar sunt multe dosare în care mă duc personal de la început până la sfârșit. La fel, am mai păstrat câteva arbitraje pe care însă de ani de zile le-am descentralizat și le-a luat Cosmin Vasile, care la ora actuală el este cel care stăpânește acest departament integral, de fapt e unul din cei mai calificați arbitri, aș putea spune, la vârsta lui, la nivel mondial, nu numai în țara noastră, recunoscut ca membru în susține întreagă de asociații și colegii de arbitri. Îi văd un viitor absolut strălucit. Și eu m-am retras mai mult în calitatea de arbitru comercial, național sau internațional, la caz la caz. Deci cam asta ar fi în principal implicarea pe care am și, sigur, atunci când clienții vin, evident, cei care vor să mă prezint eu în litigiile respective, în clipa în care îi angajez, sigur că mă voi prezenta și în acele litigi care, de multe ori, nu sunt neapărat atât de dificile cum ar părea. Da. Vor să aibă siguranța de sănătate. Sigur, e raportul client-avocat care e ușor de descifrat. Spuneați puțin mai devreme despre cei 25 de ani de activitate și voiam să... În penal, că dacă activitatea totală, dacă... Nu face mare plăcere să amintesc, dar sunt 42 ani ăsta. Mulți înainte. Vreau să întreb dacă este mai greu sau mai ușor să fii astăzi avocat de litigii, comparativ cu, eu știu, trei momente din cariera noastră. Înainte de 89, cu bune și rele, în anii 2000, când a dat capitalismul peste noi și au început avocații să-și facă firme, și acum. Eu, având în vedere că mi-a plăcut întotdeauna să fac litigii și că în continuare îmi place foarte mult, vă pot spune că activitatea unui litigator n-a variat foarte mult pe parcursul acestor 40 de ani. Munca lui ca avocat și modul în care abordează dosarele. Sigur că până în 90, dacă mă refer la mine, în 89 aveam 13-14 ani de avocatură, lucram cu soția mea și cu încă 4 colaboratori și munceam o săptămână jumătate, două, după care stăteam, pentru că aveam un număr limitat de clientele pe care o puteam angaja. Nu puteai să depășești un anumit plafon, prin urmare, nu munceai cât ai fi putut munci. După 90 s-a evit această perspectivă de a putea angaja în mod nelimitat clientela. Sigur, și acolo a fost o perioadă romantică în care s-a muncit enorm, pentru că fiecare dintre noi am vrut să facem cât mai mult și ne-am dat seama după câteva luni că trebuie să ne oprim și să gestionăm ceea ce angajasem deja. Și în 95, când s-a născut practica privată reală, nu colectivistă, cum a fost până atunci, și am înființat Societatea de Avocați, la vremea aia, Călina de Zanfiescu și asociații, am fost în jur de 10 avocați, în care 2 lucrau în consultanță. Deja, în perioada 90-95, se dezvoltase această nouă direcție a consultanței, pe care anterior, anilor 89, avocatura nu servea decât rarisim, câteva opinii legale, poate, și atunci ne-am orientat pe noua realitate. Atunci a fost poate cel mai greu, pentru că am descoperit și am creat legislație nouă. Atunci a apărut Curtea de Conturi cu jurisdicția ei, atunci a apărut Consiliul Concurenței cu jurisdicția lui. Toate aceste noi domenii reglementate la care avocații au avut acces, inclusiv toate societățile comerciale foste de stat, pe care le puteam conseia, în ciuda faptului că și înainte au avut o consiliere juridică și acum aveau, dar acum se permitea această externalizare, au dus la o muncă enormă, cu un volum de implicare teribil și de novație, dacă vrei, pentru că, repet, domenii întregi, cine știa de protecția consumatorului, cine știa de concurență, cine știa de proprietate industrială, făcea un drept de autor, drept de inventator, câteva texte de lege. Nu vă mai spun apariția legii 18 și toate revendicările în materie imobiliară, civilă sau chiar comercială. Toate astea au schimbat foarte mult fața litigilor și au modelat pe litigator să fie un fel de jolly joker în perioada 90-95, când totul se năștea și în totul te implicai. Jurisdicția de la Curtea Constituțională, îmi aduc aminte că dosarul numărul 1, fond și recurs, că atunci era jucare de atac, l-am inițiat cu o teză privind avutul obștesc. Prin urmare, era foarte multă muncă și multe domenii. După 95, lucrurile au început să se mai așeze. Nimeni n-a vrut să recunoască că trebuie să te specializezi și atunci am continuat într-o inerție, sigur, lăudabilă ca efort, dar mai puțin lăudabilă ca responsabilitate, să lucrăm pe mai multe domenii, până când, sigur, au venit anii 2000 și după 2000, care au impus chiar și în materie de litigii, cu oarecare corective, dar sigur în materie de consultanță, o specializare, mai departe chiar o super specializare. Când vorbești de un litigator, sigur, domeniul lui în care trebuie să exceleze procedura, fie că e civilă, fie că e penală, fie că e fiscală, fie că snap, toate la un loc, după care, sigur, dreptul substanțial ale căror principii trebuie să le cunoască bine și ajutorul pe care îl dau ceilalți colegi, repet, în documentare, în elaborarea unor părți din litigi și așa mai departe. După 2015, partea a treia întrebări era actuală, în momentul de față. În momentul de față, în România, eu nu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri în maniera de a se practica fața de litigii. Mai mult a spune, acum ni se permite să fim mai așezați cât de cât, în ciuda acestei hemoragii legislative, dar totuși s-au cam structurat și instanțele care au devenit calificate. Sunt o serie de secții specifice, fiecare instanță care are judecători calificați de la nivel de tribunal, cel puțin mai departe, dar chiar și la nivel de judecătorie găsești specializări. Deci e mai ușor, în același timp e mai responsabil. Ceea ce vă spun eu, poate dacă vreți să fac o punte între anii 70 și astăzi, pentru un considerent cu totul nou, respectiv, care țin de nou cod de procedură civilă, ale cărei dispoziții impun un formalism suplimentar și o fază scrisă în detrimentul celei orale, ceea ce a reapărut acum în România, sau cel puțin la noi în firmă există, este ceea ce se numea în anii 70 avocatul procedurist. Mă aduc aminte, marii maestri ai barii de la acea vreme, mă refer la Blanchi de Giovanni, Von Giza și așa mai departe, care angajau litigii fie civile, fie penale, niciodată nu spuneau clientului vă iau dosarul, până când nu apelau la un avocat procedurist, de obicei necunoscut, îmi vine în minte un singur nume acum, probabil că a avut acum cel puțin 120-130 de ani, un avocat călinescu, mic, exact ca un șoarece de bibliotecă, pe care îl angajau, îl plăteau și acest avocat pleca la dosar și făcea un raport general al stadiului acestui dosar din punct de vedere al procedurii. Începând de la procedura de citare, de la semnarea încheierilor, minutelor, etc. Tot ce ținea formal de acel dosar, el făcea un raport și îl aducea acestui avocat. Dacă avocatul vedea că toate lucrurile sunt în regulă sau că, mai mult, are și temeiuri suplimentare de critică într-o cale de atac, sau angaja dosarul. E bine, nou cod de procedură civilă, cam asta ne-a pus în situația asta de a ne califica în plus pe această fază formală. Dincolo de elementele necesare care se cuprind de o acțiune, o cale de atac, etc., care existau și înainte, dar nu uitați, acum e o procedură de regularizare, sunt o serie întreagă de reguli schimbate, chiar în materie de competență materială a instanțelor, care poate fi la un moment dat introvertită, o instanță care are competența să duce un litigiu ajungând, poate să nu mai judece în anumite situații, căile de atac, practica pe care acum o avem și de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în continuare substanțială, dar mai ales de la Curtea Europeană de Justiție, care trebuie la rândul ei verificată și care slujește principii de multe ori care ne-au fost străine până în urmă cu 15-20 de ani. Toate astea fac la un loc. Modificările dreptului pozitiv făcute până în hotărârile Curții Constituționale, nu totdeauna foarte fericite, dar de care trebuie să ținem cont pentru că reprezintă lege. Acest nou izvor care a apărut în România și a apărut încă de în urmă cu 20 de ani, al practicii care a devenit izvor de drept, toate impun o pregătire suplimentară și o calificare și o clasificare chiar a litigatorilor, un astfel de procedurism, de exemplu, în civil și în penal, fiind extrem de important. Care sunt acum? Cum vedeți dumneavoastră provocările avocatului? Și aș pleca întâi de la competiția dintre firme, pe oameni, pe proiecte, pe onorarii. M-aș orienta către nivelul de pregătire al avocaților care se regăsesc acum în profesie, până la corporatizarea, dacă putem spune așa, acestei profesii și chiar introducerea inteligenței artificiale în day-to-day business, care probabil se va întâmpla și la anul. Bine, vă referiți în principal la marile firme de avocați, pentru că fac precizarea, marile firme de avocați nu reprezintă mai mult de 70% din avocații din această țară. Și e foarte important, când veți mai face interviuri, să vă axați și pe reprezentanții ai avocaților care practică individual sau în birouri asociate, deci 2, 3, 4, 5 avocații. Ei sunt sarea și piperul profesiei, ei sunt cei care fac medicul de familie, ei sunt. Eu mă refer la firmele de... Dar revenind la firmele... Pentru că ele, care sunt 9-10%, gestionează, să zic, 70% din proiectele companiilor și proiectele... Da, bine, sigur, aici e trecerea spre acel numit dreptul afacerilor, poate greșit spus așa, dar care, sigur, se reflectă într-o altă clientelă și în alte preocupări juridice. În primul rând, a spune că echilibru și lipsa de canibalizare și de concurență distorsionată între marile firme din România e dată de conflictul de interese. Deci, în general, clienți noi în România apar rar. Sigur că apar permanent. Dar ceea ce e semnificativ de aceste firme care își bugetează activitatea sunt clienții tradiționali. Ori acești clienți tradiționali nu pot fi accesați peste firmele care îi tratează în general, pentru că de regulă ne întâlnim ca adversari. Mă refer la litigi. Deci e greu să poți să-ți propui să iei clientul unei alte case de avocați. În al doilea rând, fiecare casă de avocați are renumele ei. Aș putea spune că, într-un fel, am fost vector de dezvoltare pentru celelalte firme. Am făcut noi firmă de insolvență, au făcut și alții. Am făcut noi firmă de drept penal, au făcut și alții. La rândul lor și noi am fost influențați de crearea unui departament de fiscal pe care îl creaseră alții înaintea noastră și l-am creat și noi. Prin urmare, dacă ținem seama de faptul că serviciile unei firme mari trebuie să fie absolut integrate. Și am dat cele 4 mari direcții în acest moment. Partea de profesie de avocat propriu-zisă, partea de insolvență, și mă refer la partea de insolvență în care funcționez tot ca avocat, nu ca practician în insolvență, partea privind modul în care apreciez vede fiscal afacerea clientului. La asta aș mai adăuga consilierii în proprietate intelectuală cu care colaborezi și noi avem privilegiul unei cunoscute practicieni, doamna Oproiu, în materie de mărci și brevete și așa mai departe, atunci cam acoperi toată perioada, toată sfera juridică. Vorbeați de inovațiile care vin în planul inteligenței artificiale. Sigur, fiecare are o preocupare pentru aceste practici emergente care încep să se contureze. În România încă nu pot spune că sunt suficient de conturate pentru a putea să reprezinte o preocupare concretă, ci numai în plan teoretic. Ce pot să vă spun că, de pildă, dacă nu mă înșel, 2014-2015, în Marea Britanie, peste 2 milioane de litigi de mică importanță, misdemeanors, au fost judecate online. Deci clientela s-a adresat platformei, a introdus acțiunea, părâtul a fost de acord să fie judecat de inteligență artificială, s-a dat hotărârea, s-a executat. La un anumit nivel de importanță a litigilor, probabil și în România, într-un viitor relativ apropiat, adică mă refer la câțiva ani, se va ajunge probabil la o standardizare și la o... Deja medierea e un pas important care a apărut și care de multe ori rezolvă o serie întreagă de conflicte. E, se va ajunge probabil la așa numitele comisii de judecată care existau pe vremuri, care judecau micile litigii, fie că erau de natură de muncă comercială, civilă sau chiar penală, sau măcar făceau niște proceduri prealabile ca să îi convingă pe viitorii litiganți să renunțe la un conflict judiciar și să rezolve lucrurile amiabil. Probabil că ăsta va fi viitorul destul de apropiat. Dar dacă ar apărea și în România, să zicem, un creator de software, un robot software care să facă munca a 10 avocați documentare sau orice altceva, cum se întâmplă deja la unele firme mari din străinătate, ați investit într-un astfel de robot? Măsura în care el va fi eficient, categoric că da. Asta trebuie să o apreciem în raport de robotica industrială din România. Dacă mergeți să vedeți cum se lucrează în plan industrial, dacă există roboți, existau și pe vremuri, dar ponderea pe care o aveau în eliminarea forței de muncă e suficient de redusă. Cu siguranță că și profesia de avocat și cea de litigator, în componenta lor, există loc de a utiliza genul ăsta de device-uri, dacă vreți să spunem. Nu vreau să fac filozofia acum să spun că e imposibil să înlocuiești raportul interuman cu astfel de humanoizi. Până la un punct, însă, sigur că ne pot fi de ajutor și poate în viitor, cine știe ce se va întâmpla. E clar că profesia se îndreaptă spre o standardizare în plan european, nu mă refer numai la plan european, unde sunt informat pentru că particip la câteva ședințe anuale ale CCB-ului, care este Asociația Uniunilor de Avocați și a barurilor importante din Uniunea Europeană. Se vede această preocupare. În același timp, și ăsta e un semnal pe care vreau să-l lansez, mai ales în acest an, când la Congresul Avocaților din această primăvară, tema care se va discuta va fi secretul profesional, observăm o revenire a preocupărilor în plan european spre întărirea, consolidarea garanțiilor avocatului, ale clientului, de fapt, în persoana avocatului și, în principal, mă refer la secretul profesional, de multe ori, nerespectat de către organele judiciare, simțindu-se nevoia de a fi consolidat. Care sunt astăzi perspectivele firmei? Ce își propune să ZRP, să zicem, într-un orizont de timp de 3 ani și care sunt țintele și cum veți ajunge acolo? Bun, evoluția pe care am avut-o în clientelă din ultimii ani și care a fost relativ constantă. Deci noi avem o creștere care nu depășește 7, 8, poate 10%, câteodată 3%, altădată de la an la an. Vedeam noi spunând că suntem undeva așa, cam la dublu inflație. Cred că anul ăsta, însă, nu știu dacă atingem inflația. Preocupările și faptul că e o clientelă care ne accesează, importantă, a determinat, sigur, și lărgirea compartimentului de litigi. În ultima vreme, nu pot să vă dau foarte multe detalii, dar poate pentru prima dată în ultimii 10 ani, am luat în considerare diverse apeluri care pot conduce spre o preluare a unei firme sau poate chiar spre fuziunea cu altă firmă. Sigur că lucrurile sunt în fază incipientă, dar vreau să spun că preocuparea asta să răspundem unor astfel de solicitări care n-a existat în ultimii ani, a devenit importantă, acută chiar, aș putea spune, repet, pentru că e nevoie să acoperim, să zicem, sporul de clientelă. Important, nu foarte semnificativ, dar important, mai ales pe verticală. De-aia am și lărgit și spațiul firmei cu încă 500 de metri pătrați pe care i-am luat într-o altă locație apropiată. Deci încercăm să facem această dezvoltare de la care ne-am reținut în ultima vreme. propunându-ne și reușind doar să facem firmă cu servicii integrate. Am dezvoltat aceste servicii integrate, acum se poate lărgi și firma de avocat. Nu vă ascund că la 40 de avocați, la litigii, la peste 50 de avocați într-o firmă, provocarea e importantă, dar și dificultățile cresc. Nu e același lucru să ai 50 sau 70. Adică deja 50 sunt un număr care impun extrem de multe preocupări care sunt conjugate pentru a face profesia de avocat, dar care nu sunt specifice unui avocat, astfel încât managementul devine din ce în ce mai dificil și de aici modul de gestionare a întregii afaceri din ce în ce mai grea. Ce pot să vă spun de pildă? Noi suntem cunoscuți ca firmă de litigi și nu ne plângem din punct de vedere. Am făcut vineri, vorbeam asta dimineață cu Cosmin, vineri am dat un anunț, căutăm un litigator de 3-5 ani vechime și acum avem 180 de cereri pe birou, mi-a spus cum putem face să blocăm, să spunem că are nevoie. Deci avem o bază, dar în același timp, deși baza de selecție este de-a dreptul spectaculoasă, calitatea celor care se prezintă la aceste interviuri, exceptând 2-3%, 5% lasă mult de dorit. Există tineri de valoare, dar când cauți avocați de 3-5 ani, dacă n-au fost într-o firmă serioasă și au plecat pe cont propriu, în general, dezamăgirea e din ce în ce mai mare. Aș putea spune chiar eu, care sunt optimist, și întotdeauna am spus și spun și acum că tinerii sunt foarte, foarte bine pregătiți, mai ales teoretic, și au potențial de asimilare fantastic și de a se adapta într-un an, 2 de zile, poți forma deja un litigator incipient. E bine, în piață am sezizat, ca spectator, dacă vreți, foarte mulți pseudo-litigatori. În ultima vreme, numărul a crescut, cum e și firesc, probabil că modul de a fi pregătiți e suficient de dificil și există un mare număr de tineri neformați încă, din păcate, poate ar avea fiecare din perspectiva să ajungă mare avocat. E un fenomen care a apărut în ultimii ani. Ca să lucreze, de asta mă refer atunci când vă pun întrebările la firmele de avocați și nu la marea masă a avocaților care, evident, sunt 80-90% din piața avocaturii. Pentru că, probabil, performanță cu adevărat se face într-o firmă de avocați din primele 30. Nu știu dacă trebuie spus lucrul ăsta, pentru că ar fi într-un fel nedrept. Sigur că într-o firmă mare, cu mulți avocați, unde ai nevoie de avocați, există mulți maestri, mulți avocați de calitate care se preocupă să-i pregătească. Dar n-aș trage o astfel de concluzie, pentru că, repet, dacă ar fi așa, ar fi tragic, care sunt la numai 7-80% din avocați sunt de valoare. Nu. Eu cunosc foarte mulți avocați, mulți dintre ei care lucrează chiar individual și care sunt de o valoare certă, care nu sunt interesați să intre într-o colaborare cu o mare firmă, pentru că ei înșiși reprezintă un brand. E bine, acești avocați formează niște emuli de mare calitate și care deja s-au confirmat. Eu mă uit la cei care au plecat de-a lungul timpului de la noi. Sunt parteneri în toate marile firme, se ocupă de compartimentul de litigii. E firesc. Și acești avocați care lucrează individual și care sunt sute, nu vorbesc de 7-80 nume, sute, și sunt foarte mulți și în provincie. Nu știu cât au oportunitate pe litigiile de acolo, dar de mare calitate de avocați în provincie. Formează marea masă a avocaților. Iar cei pe care noi îi recrutăm, și aici revin la întrebarea asta, sigur că există mici variații între standardele unei firme de avocați și alteia. Care e prețul la entry level, care este la senior, care e la definitiv, cât se plătește un partener, că e equity, că e salary. Dar nu sunt semnificative. Mă refer până la nivelul partenerilor, nu cred că sunt foarte semnificative din informațiile mele. Și atunci, mai rar îți pleacă ție un avocat la o firmă din cele cunoscute sau invers, tu primești un avocat care vine de la o altă firmă. Ei de obicei din această piață. Ei, cei care sunt pregătiți de avocații buni se văd, dar sunt extrem de rari. Ceilalți, și înțeleg, încearcă și ei pe cont propriu să-și facă un rost, o carieră, dar cu foarte puțină răbdare. Și atunci, sigur, se ajunge la astfel de situații care sunt nefericite. Din masa asta mare de avocați care vine către dumneavoastră la recrutare, prin ce filtre trece? Ei, noi avem o procedură quasi standard. Întâi și întâi sunt două rânduri de evaluare a CV-ului și la al treilea rămân un anumit număr pe care îi intervievăm. Îi intervievăm, ocazia în care vedem cam tot ceea ce ne interesează, inclusiv... Da, în general, cei care sunt aleși pe final, 4, 5, 6, îi vedem toți trei partenerii de la litigii, vorbesc de equity, adică și Târnoveanu, și Cosmin, și eu. Rare ori se vadă numai doi. Și după ce ajunge la concluzia că ar fi eligibil, după aia urmează un test profesional, care are loc și oral, dar oral nu investighez foarte adânc. În general, la oral, îl întreb ce a făcut și discut cu el despre ceea ce pretinde că ar ști. Și după aia un test de limba engleză și după aia, dacă toate astea trec, un test psihologic. Dacă și testul psihologic e luat, atunci fie e pe lista de așteptare, dacă îi spune de la început că s-a ocupat postul sau posturile la care a participat pe lângă alții, dacă sunt eligibile, rămân în continuare în atenția noastră și de multe ori îi accesăm. Dar sigur că suntem preocupați în general să creștem proprii noștri avocați. Cred că în ultimii, hai să nu spun, se iau urma de la fuziune încoace, 12 ani de zile, fluctuația a fost foarte redusă, adică avocații care erau atunci în firmă, după ce a făcut selecția de cele două firme care fuzionaseră atunci, au rămas efectiv, au și plecat, dar cred că avem peste 15 avocați care sunt contemporani cu acea perioadă. Mulți care au împlinit 10 ani știu despre ei, pentru că îi serbăm și îi premiem pentru continuitatea în firmă și nu există an să nu fie 1, 2 care să împlinească această vârstă. Deja ar cabilă 10 ani într-o firmă. Aș încheia acest interviu cu o întrebare care vă vizează. Care sunt planurile noastre de viitor? Dacă aveți, eu știu, planuri, idei pe care vreți să le puneți în practică, dacă aveți o preocupare pentru ceva anume, care putea crește în perioada următoare? Preocuparea este, în principal, lărgirea sferei partenerilor. Noi am fost și suntem suficient de zgârciți cu lărgirea partenerilor. Bine, mă refer la cei equity, am tot făcut parteneri, pentru că există, cum să vă spun, un spirit comun al celor care lucrează aici. Sunt avocați remarcabili care am stat de vorbă, care ar putea veni oricând ca învergură intelectuală, profesională, de clientelă, ca să fie partener, dar nu putem accepta decât grefe compatibile. Și atunci, de-aia e și dificil această sarcină. De-aia și această idee de a discuta acum o eventuală preluare sau eventuală chiar fuziune, sistemul ăsta de best friends pe care îi avem, pentru că lucrăm Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța. Acum ezităm dacă nu cumva e nevoie chiar și de Bacău, pentru că Iași totuși e departe, de avocați cu care lucrăm, care la rândul au copii, au colaboratori care vor să vină în București, pe care îi știm. Aici e important să lărgim această sferă într-un mod cât mai lin și cât mai compatibil. Pentru că într-o firmă sunt avocați care au un grad de așteptare. Noi, în general, le spunem, iată, anul viitor, un post de partener va fi. Și îl indicăm cine. 3-4 alții care sunt experimentați vor căpăta aceste locuri, pentru că fiecare vrea să știe ce direcție de dezvoltare are. Și nu e onest să le spui, vom vedea. Fiecare trebuie să știe unde se așează. Unii spun, da, eu, perspectiva mea e certă, că e incertă ca partener, e justificat să nu devin partener înaintea altcuiva, dar sigur asta mă împiedică să mai rămân. Să duc și-și fac practica lor. Avem însă foarte mulți avocați care au plecat de la noi pentru a-și deschide propria lor firmă, cu care lucrăm în continuare în mod constant, care vin la noi să ne ceară ajutor în litigii mai complicate, cărora le dăm litigii pe care nu le putem conduce pe moment pentru că suntem blocați cu altele. Deci nu pot spune că nu avem aceste relații de conlucrare profesională, cel puțin cu 4 din foștii noștri colaboratori care au firme de 5-10 avocați, deci care pot asigura la rândul lor o asistență calificată și care sunt compatibili. Ăsta e scopul. Această compatibilitate, dacă n-ar exista la nivelul conducerii în firmă, lucrurile s-ar reflecta imediat. către ceilalți avocați. Ori aici, sigur, nu e cea mai reușită firmă de pe lume, dar e o firmă în care oamenii în general se simt confortabili și n-au spaima că vin la birou să muncească dimineața până seara, ceea ce de multe ori fac. Tot ce mi-ați spus până acum se subsumează, dacă vreți, idei de creștere, de dezvoltare. Deci 2018 probabil va fi un an în care... Da, va fi un an care va aduce probabil o mutație în plan organizatoric, dacă vreți, determinată de ideea de creștere. Probabil. Pare că o fi 2018, o fi 2019. Pentru că am ajuns la concluzia că fără a tinde spre o creștere exagerată, se impune totuși să ne hotărâm ceea ce anii ăștia n-am făcut. Am zis, prefer să renunț, după care am zis, nu mai renunțăm la clienții, luăm pe cei care merită, dar de multe ori am luat și am început să gâfâim. Cea mai bună soluție asta este 1, 2, 3 avocați care să nu fie ocupați suficient și care să poată fi disponibili, interșanjabili pentru a primi noi proiecte, pentru că acum proiectele care vin sunt mai de anvergură. Și atunci, fiind mai dificil tratat, dacă iei 8 avocați pentru un proiect, e important că este aproape un sfert din numărul de litigatori. Sigur că ei lucrează și în alte dosare, dar preponderent sunt aici. Deci ai nevoie de această rezervă, care are ce face și dacă n-ar avea un avocat, un client, 2 sau 3 de lucrat în mod constant. Iată, practicile astea emergente, pregătirea profesională pe care Uniunea Avocaților a descentralizat-o și a permis cabinetelor să-și facă propria pregătire inițială și continuă. Dar asta presupune, avem cadre universitare care vin să predea, avem cadre universitare în cadrul firmei care predau anumite materii. Deci e o pregătire constantă. Toate lucrurile astea duc în final la un grad de ocupare suficient de important, chiar al celor care nu tratează exclusiv clientela de litigi.